Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești! Administratorul precoce al farului. Tatăl Mariei era administratorul farului. Un far este un turn înalt lângă mare ce are în vârf o cameră cu lumini mari care strălucesc toată noaptea. Luminile avertizează navele care trec, astfel încât acestea să nu se apropie prea mult de locuri periculoase în care ar putea naufragia. Ar părea că spun, atenție marinari, nu vă apropiați prea mult, nisipul și stâncile sunt aici. Pe vremuri, administratorul locuia în turnul farului pentru a îngriji lămpile. Nu existau lumini electrice ca să apeși pe buton și să se aprindă. Exista în schimb un fitil uriaș care trebuia tuns și oglinzi reflectorizante în spatele fitilului. Atunci când fitilul era aprins, reflectoarele făceau lumina să strălucească puternic peste apă. De cele mai multe ori, farul în care avea grijă tatăl Mariei stătea în apă. Însă timp de aproximativ 3 ore, câtă vreme apa avea nivelul scăzut, puteau ajunge la țărm mergând pe niște stânci mari. Se asigurau mereu că se întorceau în far înainte ca apa să crească din nou. Și tatăl Mariei se asigura de asemenea în fiecare zi că amândoi se aflau la adăpost în far înainte de a se întuneca. Într-o după-amiază, Maria era singură în far. La reflux, tatăl ei trecuse stâncile pentru a face rost de niște provizii de care aveau nevoie. Maria, dragă, să nu îți faci griji, îi spuse el, mă voi întoarce cu mult timp înainte ca apa să crească și să acopere stâncile. Lămpile vor fi aprinse și vor străluci ca de obicei. Apoi a dat fetiței un pupic și s-a grăbit să ajungă la țărm. Mama Mariei murise cu mai bine de 2 ani înainte. Maria și tatăl ei îi simțeau mult lipsa, dar Mariei nu era teamă să rămână singură. Știa că tatăl ei se ținea întotdeauna de cuvânt, iar ea avea multe lucruri de făcut și timpul trecea repede. Când ceasul a bătut ora 6, Maria s-a mirat. S-a uitat pe fereastra îngustă a farului, întrebându-se de ce tatăl ei nu se întorsese încă. Știa că apa începe să crească în curând. Pe la ora 7, apa se spărgea deja de stânci. Tată, trebuie să te grăbești! Trebuie! A spus Maria cu o voce tare, continuând să privească pe fereastră. Peste puțin timp, apa va acoperi stâncile și nu vei putea ajunge aici la timp pentru a aprinde lămpile. Curând, a devenit evident că apa a acoperit stâncile, iar afară începea să se întunece. Văzând vântul și norii negri, Maria și-a dat seama că vine o furtună. Ce să facă în această situație? Știa că tatăl ei nu mai avea nicio posibilitate de a se întoarce și ea nu avea cum să aprindă fitilul mare, pentru că lumina lui să avertizeze navele aflate în furtună, care vor trece prin apropiere. Acele nave se vor aștepta să fie ghidate de far. Chiar dacă își privise de multe ori tatăl aprinzând fitilul cel mare, ea era mult prea mică pentru a-l aprinde. Maria a început să plângă, apoi și-a amintit ce obișnuia să îi spună iubita ei mamă. De fiecare dată, când ai probleme, privește la Isus, iar Maria a îngenunchiat într-un colț al camerei și s-a rugat. Isuse, te rog să mă înveți ce să fac și binecuvintează-l pe tăticul meu iubit. Te rog să-l ocrotești și să-l aduci acasă. Dar continuarea o vom afla săptămâna viitoare. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!